Cred că fiecare clip în ultima vreme a început cu știți ce m-am gândit, așa că știți ce m-am gândit să vorbesc, să vă vorbesc din camera de hotel despre parfumurile pe care le-am avut cu mine în vacanță. Sunt 4 la număr pentru că am stat 4 zile aici și mi-am luat câte un parfum pentru fiecare zi. Am ales din mai multe categorii astfel încât să le pot adapta și ziua și seara. Sunt variante mici pentru că am călătorit cu bagaj de mână. Asta înseamnă că nu puteam lua 4 parfumuri de 100 de mililitri, de exemplu. Așa că astăzi povestim despre parfumurile pe care le-am avut cu mine și cadrul ăsta este așa ușor ciudat că să nu se vadă foarte multe lucruri prin spate. Dar, înainte să începem, vă rog să nu uitați să vă abonați, să-mi lăsați un like, un comentariu, să dați subscribe cu clopoțel ca să fiți anunțați în momentul în care apare un clip nou. Și atât, hai să vedem care e primul parfum. Pentru drumul de dus și pentru prima zi, l-am purtat pe acest Sensual Instinct de la Montal, care este cumva inspirat și se duce cumva în vibe-ul lui Baccarat Rouge. Baccarat Rouge 540 are mirosul acela ușor medicamentos, parcă nu chiar de stomatolog, ci te duce spre un iz sau se completează cu un iz de medicamente. Am varianta asta de 20 de mililitri, care vine cu acest, i-aș zice sigiliu, dar nu se cheamă chiar sigiliu, cu această piedică, astfel încât în bagaj să nu se apese cumva. Nu mai știu de unde îl am, ba da, știu de unde îl am. L-am primit de la Lumi, mulțumesc Lumi încă o dată, acum vreun an și ceva, poate chiar doi, dar să știți că m-am uitat pe site-ul lor oficial și am văzut că l-am prins la timp și am văzut că există posibilitatea să îți alegi 4 parfumuri sau 3 în varianta asta de 20 de mililitri, astfel încât să le testezi, să ai așa un fel de mini discovery set sau un maxi discovery set, când discovery set ar fi variante de 1 mililitru de obicei. Ideea este că îmi place, este persistent. Aș zice că un pic a fost cam mult pentru drumul cu avionul, la modul că pe mine el ține de dimineața până seara și la un moment dat în avion mă cam săturasem de mirosul lui, dar per total mie mi se pare o variantă bună de parfum persistent pe pielea mea, evident. Și aici o să vin cu disclaimerul pe care îl fac de fiecare dată: nu vă cumpărați parfumuri pentru că le vedeți la mine, nu vă cumpărați parfumuri pentru că vă zic eu ce mișto e parfumul ăsta, pentru că e posibil ca pe pielea voastră, în condițiile în care voi trăiți, în condițiile în care mâncați ceea ce mâncați și nu e egal cu ceea ce mănânc eu, poate beți mai multă sau mai puțină apă decât mine și e posibil ca parfumul pe pielea voastră, în toate aceste condiții de trai, de viață, de cum vreți voi să-i ziceți, e posibil ca parfumul să aibă alt vibe. În plus, contează foarte mult pH-ul și acesta este un factor important în ceea ce privește modul în care un parfum miroase pe mine sau pe voi. Luați-vă mostre, testați mostre, testați câteva zile ca să vedeți și persistență și cum se simte parfumul pe voi și dacă vă place și dacă empatizați cu mirosul lui și așa mai departe. Dar da, asta este o variantă foarte faină pentru mine și păstrez de obicei sticluțe din acestea micuțe pentru vacanțe, pentru că mi este mai ușor să le car cu mine. Parfumul pe care l-am purtat în al doua zi și un clasic din punctul meu de vedere, pe care îl am într-o variantă mică și aș vrea să am toate parfumurile lor în această variantă mică, este Kayali Vanilla 28. Nu am să vă zic foarte multe lucruri despre el, decât că mie mi se pare că e un parfum perfect pentru layering. Asta este varianta de vanilie care se combină foarte bine cu foarte multe alte parfumuri. Eu l-am testat în destul de multe situații și ce mi se pare că face este că amplifică un pic persistența parfumului cu care îl combin. De principiu, majoritatea parfumurilor mele rezistă pe undeva pe la 4-5 ore. Sunt unele care rezistă 7, 8, 9, 12 ore, le dau jos doar la duș, dar majoritatea sunt pe acolo, pe la 4-5 ore. Și mi se pare că acest Vanilla 28, pus în layering cu un oricare alt parfum cu care mi se pare mie că se combină bine, se ajută parfumul respectiv să fie un pic mai persistent. 140 de lei de pe Sephora, mai am încă 2 sau 3 sticluțe Kayali de varianta asta și sincer, dacă îmi voi mai cumpăra vreodată, tot variantele de 10 ml mi le voi lua. Ceea ce vă recomand și vouă, dacă aveți multe parfumuri, luați-vă variante mici, astfel încât să nu cheltuiți mulți bani. Parfumul pe care l-am purtat ieri pe zi sau alaltă ieri pe zi, nu mai știu, am uitat, sunt de multe zile aici,
mi s-a părut o eternitate, deși nu am stat atât de multe zile, este Momirov de la, este Vega, pardon, de la Momirov. Știți că am Sirius, care îmi place extrem de mult și am vrut neapărat să îl testez și pe Vega, așa că mi l-am luat în varianta asta mică, în ideea că am foarte multe parfumuri și nu trebuie neapărat ca toate să fie în variantă mare. O sticluță de genul ăsta este suficientă astfel încât să îmi fac o idee despre parfum și să știu că vreau neapărat și că mor dacă nu îl am în viața mea în variantă de 100 de mililitri, parcă de 100 sunt sticlele lor și e bun și pentru vacanță. Vega este unul dintre parfumurile persistente și o să vedeți că 3 din 4 parfumuri sunt foarte persistente pe pielea mea și l-am luat cu mine și ca să mă țină de dimineața până seara, că n-aveam de gând să mă dau cu parfum în timpul zilei, dar Vega este unul dintre parfumurile acelea care persistă de dimineața până seara. Și știu că, deși teoretic cred că asta ați putea să ziceți despre Sirius, care combinația de note vanilie, caramel și alte câteva note, mie Sirius mi se pare că se duce foarte bine spre Instant Crush de la Mancera. Instant Crush, despre care unii oameni spun că este inspirat din Baccarat Rouge. E așa o complicățenie. Mie mi se pare că în Vega se simte mai bine o combinație caramelicioasă cu vanilie și pe pielea mea rezultă ceva destul de dulceag, dar un dulceag caramelicios, ușor floral, și ce-mi place foarte tare la el este că e foarte, foarte persistent. Atât am consumat din el deocamdată, cred că am primit un mesaj că licărea ceva prin partea asta, atât am consumat din el deocamdată, nu știu dacă o să ajung să-l termin prea curând, dar dacă o să-l termin, cred că o să-mi iau tot varianta aceasta mică, pentru că nu-l folosesc în fiecare zi, astfel că nu am nevoie de o variantă mare. Ultimul parfum, cel pe care l-am purtat aseară și pe care o să-l port și astăzi, este, știu, aici o să închideți clipul, unele dintre voi, pentru că o să ziceți ce-i mizeria aia care nu ne place. Mi-a scris cineva la un moment dat, mi l-am luat pe ăla și nu-mi place și ca și cum ar fi fost vina mea că mirosul nu este pe placul fetei respective. But anyway, ultimul pe care vreau să vi-l arăt este Ishkal Shuyuk, sper că-l pronunț bine, de la varianta Gold, de la Lataf, care e un parfum inspirat din Rosendo Mateu 5 sau Rosendo Mathieu. M-am urderit de franceză la gură, dar n-am pronunțat bine cu siguranță. 5, care e un parfum senzațional. Sincer, în momentul în care l-am testat pe acesta, asta e o variantă de 20 de mililitri, care costă pe la 30 și ceva de lei, sper că nu greșesc când zic asta, pe parfumat. Și mi se pare mai mult decât suficientă pentru a-ți face o idee despre un parfum și pentru a avea în colecție dacă ai multe parfumuri. Nu ai nevoie să investești în sticle mari, decât dacă cumva parfumul ăla devine parfumul tău semnătură și vrei neapărat ca, nu știu, el să se găsească în colecția ta într-o variantă de 5 litri eventual sau ceva de genul. Dar altfel, variantă mică de travel, intră ușor în bagaj, nu cred că se apasă. Adică n-am avut nicio problemă când am venit, că vedeți că nu are nicio... Aici trebuie să apeși ca să iasă parfumul. Adică așa. Nu am avut nicio problemă absolut când am venit. Am purtat-o aseară la cină, l-am purtat pe el parfumul aseară la cină și mi-a mirosit toată cina. Într-adevăr, erau și 18, 20 de grade poate sau ceva de genul acesta. Ideea este că se simțea extrem, dar extrem de fain. Combinația asta florală, caramelicioasă, moscată din... Se aude aspiratorul pe hol? Doamne, ce m-am speriat, se auzea aspiratorul pe hol și nu înțelegeam de unde-i zgomotul. Combinația asta din Rosendo Mateu 5. Mie îmi place foarte mult. Asta nu înseamnă că o să le placă și celorlalți oameni. De-aia vă luați variante mici, astfel încât să le testați. Și nu-mi vine să cred că am făcut un clip de 10 minute 50, hai 11 și jumătate, până când îl termin, din care probabil că o să rămână vreo 7-8 la editare. Acesta chiar este cel mai scurt clip din istorie, dar este un clip din camera de hotel în care avem un view sau din care avem un view absolut superb. Și mă gândeam acum că mi-ar plăcea foarte mult să mă trezesc în fiecare dimineață cu acest view. Sau poate cel
cu cel pe care l-am avut la Valea Vrigului, la cea de-a doua cazare, unde ieșeai pe balcon și se vedeau așa munții superbi și verzi și însoriți și minunați. Da. Cred că oamenii care se trezesc cu viul ăsta în fiecare dimineață sunt foarte fericiți, zic eu. Gata, ăsta a fost clipul cu parfumuri. Vă pun link-uri în descriere pentru toate parfumurile despre care am vorbit astăzi. Toate cele multe 4 parfumuri despre care am vorbit astăzi. Și ne vedem luni cu vlogul săptămânal. Nu uitați să vă abonați și să-mi lăsați un comentariu și un like. Și cam atât. Să aveți un weekend minunat.